Prima de a doua citire proiectului de ordine de zi, supunem la vot procesul verbal de ședință de luna trecută. Cine este pentru? Dăm citire proiectului de ordine de zi. Primul proiect. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2021. Proiectul numărul 3. Privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și actualizarea listei de investiții. Proiectul numărul 4. Privind acordarea diplomei de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie neîntreruptă cu domiciliu în comuna Filipeni, județul Bacău. Proiectul numărul 5. Privind acordarea unei prime de susținere a activității extrascolare de dezvoltare personală și profesională în educație muzicală și dansuri populare. Proiectul numărul 6, privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul fiscal 2022. Proiectul numărul 7, privind asociarea unității administrative teritoriale Filipeni, județul Bacău, în vedere extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Filipeni. Începând cu data din 1 ianuarie 2022. Cine este pentru? Mai sunt și alte propuneri pentru ordine de zi? Trecem la primul punct. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 31.12.2021. Îl prezintă doamna Eugenia. Hotărâre privind aprobarea execuției trimestrului 4 pe anul 2021. Având în vedere referatul de aprobare a execuției trimestrului 4 pe anul 2021 întocmit în compartimentul financiar contabil, referatul de aprobare al primarului, legea 273, articolul 49, aliatul 12, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul articolului 133, 134, 139, 196, 197, 198, 200 din ordonanța din OG 57 pe 2019 privind codul administrativ hotărăște. Se aprobă execuția trimestrului 4 pe anul 2021 în forma următoare. Prevederi bugetare anuale 2021 9.212.05.000 lei, încasări realizate 6.035.32.000 lei, cheltuieli realizate 4.886.73.000 lei, din care pe secțiunea de funcționare 3.574.30.000 lei, cheltuieli totale 2.644.30.000 lei, secțiunea de dezvoltare 2.461.02.000 lei, cheltuieli totale 2.242.43.000 lei. Deci, raportul între încasări 6.035, cheltuieli 4.886, 1200, deci despre ce este vorba la acest articol? Pentru ca unitatea să nu registreze arierate, plăți restante și așa mai departe, legea ne obligă ca, știți, la fiecare trimestru facem un raport de execuție. În trimestru 4 suntem obligați să facem înaintea încheierii exercițiului la 31.12 pentru ca o verificare a posibilităților unității să nu ne înscriem cu arierate, plăți restante și alte probleme. Deci, după cum reiese, în acest moment avem un excedent. Nu suntem în această situație. Pentru care se spune spre aprobare. Da, cine este pentru? Nu. Mai este? Da. Cine mai ia cuvânt? În comentarii. S-au votat și mai cuvânt. S-au cifrele sunt estimative, dar sunt realizările de astăzi. O singură întrebare. Când treceți la rectificat, se mai modifică la cheltuieli din ce au rămas acolo? Se mai modifică, pentru că avem proiectul prin POR, unde avem prefinanțare de 12 miliarde, sper domnii executanții spun că vor mai aduce, au furat, vor mai fi niște cheltuieli, dar din banii proiectului. Deci nu ne influențează pe noi ca unitate să ne înscriem cu probleme. Avem 12 miliarde, din care am cheltuit aproximativ 2 pentru școală. Deci aduc un bazin
un bazin foarte mare, nu știu ce capacitate are. Cred că sapă de acolo. Da, da. Este de capacitate foarte mare și costă de 1,5-2 ceva în genul ăsta. Dar este din bugetul, din bugetul proiectului. Avem prefinanțare, avem 12 miliarde din ianuarie. Deci nu se va pune problema să ne înscriem cu arierată, pentru că asta ne-ar influența, nu avem voie de proiecte, alte cheltuieli de investiții, plus că suntem obligați ca la începutul fiecare vânt, trezoreria nu ar mai onora plățile până nu am onorat începând cu 5% din ceea ce avem restanțe. Sunt complicații. Ce problemă? Stați liniște, nu vă sper. Ce? Fiecare. Dar nu-i voie că... Nu mai sunt cu ședințe. Dar zice că avem pandemie. Nu-i voie. Nu, anunțeam. După ora 4, la ora 4. La ora 4. Trecem la proiectul numărul 3. Proiect privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și actualizarea listei de investiții pe anul 2021. Totul, doamna. Proiectul ăsta de buget de aproximativ o săptămână, în fiecare zi. Doamna contabilă ne prezintă. Îl schimb de 2-3 ori pentru că avem modificări. În bine, în bine. De exemplu, ieri am fost anunțați că vom mai avea repartizare de 250.000 de la prefectură, la Consiliul Județean. 440.000 influențe pentru 440.000 lei ajutor de căldură pentru încălzirea locuinței. Așa, deci astea ar fi și de la finanțe am primit... Am mai primit o adresă prin care avem repartizate bani pentru burse, pentru asistență socială. Deci influențele au fost foarte mari, dau curs. Așa. Întâlnirea articolului este așa, nu mă citesc, privind corul administrativ, hotărăște. Se aprobă rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Filipeni pe anul 2021, astfel, venituri. Prin adresă de la ANAF am primit la 11.02.02 sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor. Se majorează prevederile bugetare cu suma de 838.500 lei. Aici avem o problemă că am primit prea mulți, dar trebuie să prindem în buget, dar ne vom cheltui. Pentru asistență socială 827.500 lei, elevi cu cerințe educaționale speciale 4.000 lei, burse 27.000 lei și se diminuează ajutorul pentru căzirea locuinței cu 20.000 lei pentru că aveam sume din TVA la începutul anului, așa era în anii anteriori. Primim, pentru ajutorul social primeam bani și se plătea din sume defalcate din TVA. În acest an au fost retrase acei 20.000 pentru că am primit 440 în alt cont. Pentru... Asta este o modificare de conturi, nu ne influențează cu nimic. Apoi, 040205 se majorează prevederile bugetare cu suma de 250.000 lei, de care spuneam că am primit ieri atenționare că avem acești bani. 420234 subvenții pentru acordarea ajutorului pentru căzirea locuinței se majorează prevederile bugetare cu suma de 440.000 lei, de care spuneam mai devreme. Articolul 2. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat. Am citit partea de venituri. Acum, influențele în partea de cheltuieli. La administrație publică 20.09, materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional, am dus 10.000 de lei. Pentru tot la administrație, alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare, se majorează prevederile bugetare cu suma de 20.000 lei. La școală, 65.0401, 59.0100 burse, s-au primit 27.000 de lei. Programe pentru tineret se majorează prevederi bugetare cu suma de 10.000 lei. Aveți una din, am prins deja, una din punctul ordinea pe zi cu premii pentru copii. Bănuiesc că veți aproba. Trebuie să citesc după. Așa. Mai avem nevoie de 20.000 lei pentru plăcuțele cu numele străzilor și numerele de la casă. Așa, pentru deplasări la cadrele didactice, la 650401, se prevede suma de 7.100 lei. Atât din urmă. Pentru elevi cu cerințe educaționale speciale, se majorează prevederile bugetare cu suma de 4.000 lei pe care am primit la state.
La 68.05.02, eu vorbeam mai devreme că am primit o sumă pe care nu avem nevoie, 827.500.000 lei, care rămâne ajutoare sociale numerate în cutăria locuinței, cheltuiem 440.000 lei. La salubritare se majorează prevederea bugetare cu suma de 30.000 lei. Articolul 3. Se majorează prevederea bugetare cu suma de 12.000 lei pentru proiectul modernizarea sistemului de iluminat public cu creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public în Copla Filipeni. Articolul 4. La articolul 70.71.01 se majorează prevederea bugetare cu suma de 10.000 lei pentru proiectul înființarea rețea de alimentare cu gaze Copla Filipeni. Și mai ia cuvântul, domnul consilier? Deci școala și-a primit acum absolut tot ce a fost nevoie. Burse, copii cu CES și naveta categorii practice. Sunt exact sumele pe care în ordine închidem. La proiectul ăla, la punctul 5, cât vine din copil? La ce anul? Proiectul ăla cu doamna propune în funcție de pontaj. În funcție de prezența la evenimentele la care au participat copiii. În suma totală. Total, în suma totală. Da, deci împărțim suma totală la punctul de aceea. Nu e o sumă fixă pe copii. Da, să punem la vot, da? Da. Urmează proiectul numărul 4. Proiect privind acordarea diplomei de fidelitate familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu domiciliu în comuna Filipeni, județul Bacău. Luând act de referatul aprobat de... Se aprobă acordarea diplomei de fidelitate a unui premiu în sumă de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul de punere cereri și locuiesc în comuna Filipeni, județul Bacău. Pentru a beneficia de prevederea prezentei hotărâri, familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul curs vor depune la compartimentul stare civil a comunei Filipeni o cerere și îndeplinesc următoarele condiții. Fac dovadă a perioadei 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu certificatul de căsătorie original sau copii Xerox. Se aprobă acordarea de la bugetul local, capitolul 5102, autorități publice, acțiuni externe, 20 de bonuri de servicii, asume de 500 de lei fiecarei familie care îndeplinește condițiile legii de la articolul 1 și 2. Fondurile necesare aplicării prevederilor articolului 3 vor fi alocate din bugetul local al comunei Filipeni. Da. Cam atât. Câți beneficiari aveți? 2. Care s-au înscris, nu? Da, s-au înscris. Da, până când ai. Da, am un curs. Mai mult simbolic, 50 de lei. 500 de lei. Într-o familie care are o pensie de ceapiuri, bună. E bună. Da, dar ideea pentru cei care n-au primit întrecut și încă mai sunt, care au 54, 55 de ani de căsătorie și sunt în viața aia. Pentru ce nu v-ați trebuit, da. Nu mai sunt ani care n-au primit. Vreau la tot. Sunt persoane care nu primesc anul acesta 50 de ani, dar au primit acum 7 ani. Ce probleme? Dar sunt cel puțin 5 ani. De ce sunt 50 de ani? Nu există cel puțin. Nu. Scrie 50 de ani? Anul curs. Da, fără că o părinție, că dacă am 107 de unii de 50... Păi nu... Păi s-o cate pe lei. Nu le puteam să o dată. Atunci se întâmplă. Adică toți cei care au primit 50 de ani, nu au primit. Deci fiecare cunoaște lucrul ăla. Da, dar sunt care nu au primit. Nu au primit, bineînțeles, pentru că asta este hotărâre pe care oricum o asumăm din bani care nu-i are primăria și eu am niște rezerve. Deci n-a nicio rost, adică ăla care prinde 50 de ani, ăla care are 57 și nu beneficia niciodată. Mai sunt și alte nedrepte. A trecut trenul. Deci... Da, să punem la cine este pentru. Ei, fac.
Oricum, eu am rezervele mele pentru toate aceste sume pe care le dăm, pentru că noi nu trăim din venituri proprii, noi trăim din subvenții. Și nu putem hotărâ să cheltuim banii pe care îi primim din buzunarul altora. Cel puțin așa văd eu. Mă rog, sunt contabil și sunt mai zgârcit. Dar eu nu aș sta liber la ajutoare și premii de tot felul, pentru că... Dacă îți vin de la echilibrare, dar trebuie să fim responsabili, că... Da, trece la proiectul 5. Vin din buzunarul cuiva. Acum ar fi tare. Da, trecem la proiectul numărul 5, proiect privind acordarea unei premii. Adică eu, trebuie să spun, nu prea pot dormi din cauza acestor sume, atâta doar mă trezesc și zic, la urmă, oamenii, consilierii au aprobă, ei să plătească ce aprobă. Dar este raportul de specialitate. Doamna contabilă, există raportul de specialitate și legalitate. Păi să-l vedeți, să citiți întâi. Ați zis foarte bine. Atât de cât o ajuns pentru de zi, înseamnă că o trecut toate etapele. Da, trecem la proiectul numărul 5, privind acordarea unei premii de susținere a activităților extrașcolare și de dezvoltare personală și profesională în educație muzicală și dansuri populare. Da, se aprobă suma de 10.000 de lei în vederea acordării unei premii de susținere a activităților extrascolare și de dezvoltare personală și profesională în educație muzicală și dansuri populare din bugetul local al Comunei Filipeni, județul Bacău, copiii care au participat la aceste activități în, anul, în cursul anului 2021. Cam mai asta. Eu am spus da. Propunerea de la ședința anterioară, eu o susțin pe... Da, este valoare. Că e normal. Am înțeles, procedura este corectă, după o participare, proporțional cu participare. Mai ia cineva cuvântul? Da. Să punem la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Proiectul numărul 6, privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru anul 2022 în Comuna Filipeni. Se hotărăște, se stabilește pe raza administrativ teritoriale Comunei Filipeni, județul Bacău, taxa specială de salubrizare, colectare, transport și depozitare deșeurilor menajere. Acestor aplicat pentru prestațiile de care beneficiază individualii utilizatorii serviciilor publice de salubrizare pentru anul fiscal 2022. Se stabilește taxa specială de salubrizare pentru anul fiscal 2022 în Comuna Filipeni, județul Bacău, în cuantum de 7,95 lei per persoană pe lună. Pentru persoanele fizice, utilizatorii CAFIS cu domiciliu permanent sau flotant aferent serviciilor de salubrizare. Se stabilește taxa specială de salubrizare pentru anul fiscal 2022 în Comuna Filipeni, județul Bacău, în cuantum de 16,24 lei salariat lună. Per salariat lună. Agenții economice. Pentru persoane juridice, da. Se stabilește taxa specială de salubrizare pentru anul fiscal 2022 în Comuna Filipeni pentru locuințele temporare. Locuite temporar, suma de 50 de lei pe an. Se aprobă subvenționarea taxei speciale de salubrizare în cuantum de 3,45 lei pe persoană pe lună din bugetul local OAT Comuna Filipeni. Se aprobă scutirea taxei speciale de salubrizare pentru anul fiscal 2022 persoanelor fizice sau juridice, după cum urmează. Persoanele de cu handicap, persoane care au vârsta de peste 70 de ani, 80 de ani, veterani de război, vădurile de veterani de război. Scutirea se acordă pe baza prezentării actelor doveditoare, certificat de încadrare în grad, adeverință de elev sau student. Aici ar fi trebuit peste 80 de ani, ar fi trebuit specificat și un plafon de venituri, că avem oameni de 80 de ani care au pensii 100 de milioane. Și nu mi se pare corect să-l mai scutești și de un prăpădit de 70 de lei sau 40 de lei.
se ia probă scutire de la taxa specială de salubrizare pentru anul fiscal 2022 în Comuna Filipeni pentru locuințele care nu sunt locuite de nicio persoană. În cazul persoanei juridice, calculul taxei de salubrizare se face în funcție de persoanele angajate, indiferent de tipul de contract. Și mai este sunt, domnule consilier. Da, mai există la familiile cu un număr mai mare de 4 membri vor plăti taxa de salubrizare numai pentru 4 persoane. Și câte este? 7 lei, fără... Păi să vedem... Cum influența vă este mare în comparație cu... 7 lei, nu? 2022... Ia, numai puțin. Deci 7,95 de persoană minus scutirea de 3,45 lei, 4,50 lei ori 12 luni ar veni așa 9, 5, 4, 54 de lei. Deci, de la persoană. Da, da. Deci, nu ar fi o problemă. 54 de lei pe an. Cine mai ia cuvântul, domnule consilier? În persoană, da. Da, de persoană. În care îți mai rămâzi în 4, plătesc 4. Da. Acum, supunem la vot. Cine este pentru? Da, da, să-l discut un moment. Da, da. Pune la vot. Proiect numărul 7. Da, e numărat un președinte din voturile. Da, da, doamna secretar este. L-am numărat eu. Da? Da, da. Proiect numărul 7 privind... Nu cum mai numărat. Că domnul a folosit nici-o ridicat în mâna din toți. Nu cum mai numărat, așa zice. Ține. Ia că era așa. Proiect numărul 7 privind asocierea Unității Administrative Teritoriale Filipeni, județul Bacău, în vedere extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Se aprobă asocierea Unității Administrative Teritoriale Filipeni, județul Bacău, în vedere extinderii capacității de colectare a deșeurilor. Se aprobă contractul pentru realizarea asocierii aprobate la articolul 1, astfel cum este prevăzut anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Se împuternicește doamna Rodica Ambrozie, primarul Unității Comune Filipeni, ca numele pentru aceste pentru unitatea administrativă teritorială se semneze contractul de asociere. Atât. Deci doamna Rodica Ambrozie. Altic. Se semneze contractul de asociere. Da. Cine mai ia cuvântul, domnul consilier? N-am înțeles prea bine cum e cu extinderea capacității de trei. Asociere pentru ce? Colectarea deșeurilor. Doamna primar, nu mai spun cum e. Asocierea asta de extinderea capacității de colectare deșeurilor. Da, se tinde să fie pentru colectarea selectivă. Să avem containere, inclusiv de la DIS, o să ne dea saci pentru colectare selective și saci din culori diferite pentru colectare selectivă. Sunt de colectare selectivă. Asta ar fi mai întâi. Pentru proiecte, se pot accesa proiecte de declinaj. Da, mulțumesc. Da. Trecem la proiectul numărul 8. Supunem la vot. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Filipeni, județul Bacău, începând cu 1 ianuarie 2022. Începând cu data de 1 ianuarie 2022, se aprobă coeficienții de erarhizare a salariilor ale funcționarilor publici și personal contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Filipeni, conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Drepturile salariale lunare ale funcționarilor publici și ale personal contractual din cadrul administrației publice locale a Comunei Filipeni se stabilesc începând cu data de 1 ianuarie 2022 prin dispoziție a primarului Comunei Filipeni.
Articolul 3. Salariul de bază pentru funcțiile prevăzute în anexa 1 la prezenta hotărâre se determină prin înmulțirea coeficientului fiecărei funcții cu salariul de bază minim brut pe țară, garantat în plată și se modifică corespunzător acestuia în condițiile legislative specifice vigoare. Articolul 4. Primarul Comunei Filipeni, precum și contabilul din cadrul aparatului de specialitate a primarului, va aduce la îndeplinirea prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul comunei în termenul legal instituției prefectului în vedere verificării legalității. Primarul Comunei Filipeni, persoanele care în cauză își va fi depusă la cunoștință publică în condițiile legii. Asta e. După primar, sunt partimentele surse umane ca să ajungă la contabil. Prima care văd. Nu pot spune. Dacă vrei cineva să... Păi am văzut acolo anexa aia. Da, 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 lasă că vă știți mai bine care este situația. Da, n-am văzut în legea asta o sută și unde... Da. 153. Vreau să văd. Acolo e la sizarea prin toate astea. Eu am aici, vă rog, un punct de referință din 2019. Și nu știu, par salturile cam mari. Deci nu sunt salturile mari deloc. Pentru că, de exemplu, doamna secretar, prin lege are coeficientul 3. Nu îi se poate da îngrijitor muncitor, unde a trecut pe funcție calificată. Îngrijitorul simplu a rămas același coeficient 1. Bine, adică nu mai știu colegii, dar știu discuțiile. Dar îngrijitorul muncitorul a avut diploma de calificare, că el e postul. Uh-huh. Este îngrijitor muncitor. Bine, dar trebuie anexată acolo la... Dar este oricum anexată. Nu, este copii după anexată cu coeficiență. Cum să n-ai de la prefectură cum se primească hotărârea fără anexă de coeficiență? Păi, ce propunem este, dar baza legală nu. Dacă nu-i baza legală, întoarce înapoi la prefectură. Păi știu și eu asta, și de asta am să zic. Dar nu cred, pentru că-s făcute la fiară. Păi da, uitați-vă în dosar, dacă vă spuneți. Baza legală, cum nu este menționată în cadrul hotărârii baza legală? Baza legală este menționată. Scrie, atât trebuie. Grupa 3, ce, rușine. Păi atât, da, și trebuie altceva. Păi să o găsesc. Vă căutați. Vă căutați pe internet, vreau să pune dosarul de ședință lege. Anexă trebuie la hotărâri. E, cum vreți? Eu am zis ce am obținut. Cine mai spui la cuvânt? Veți găsi 153, dacă îl veți uita cu atenție, veți găsi o... Depinde și cine citește, veți vedea că, de fapt, ordonatorul de credite poate modifica de câte ori este nevoie. Și o să vedeți că pentru primării nu sunt coeficienți. Nu sunt limite. Nu. O să vedeți. Noi suntem limitați ca la primărie. Deci un contabil, funcții, aceeași funcție, la o primărie ia 6.000 în mână, la undeva ia 8.000, la noi nu poate lua, e limitat la salariul viceprimarului 3.600. Deci salariile sunt unități administrative la primărie. Veți găsi coeficienți pentru toate categorii. Deci noi suntem limitați pe an. Dar pentru primărie nu veți găsi. Nu veți găsi. Administrație locală, nu primărie. Administrație locală, bineînțeles. Deci, domnul Ambrus, eu mă listez 153 și vedem pe lucrurile. Dar unde să ieși, domnul Ambrus? Astăzi, doamne, nimic o urmă, o urmă, ci n-ar rog să o găsesc, doamne. Ei, da, o casă, ne-ați schimbat. În primărie. Problema este că am înțeles că vom fi plafonați iarăși. Suntem plafonați. Aleși, ieri a fost discuție și aleși locali. Sunt plafonați iarăși. Și mi se pare anormal ca un primar, ca un primar, lăsând la parte orice, să fie plafonat la salariul lui educator, mi se pare anormal, nu mai zic de noi restul care venim în cascadă. Adică, chiar acum a fost creșterea salariului minim pe economie, referința pentru administrația publică, urma asta la 2080 sau da, cum la 2080. Chiar dacă salariul a crescut.
Deci noi chiar la acești coeficienți, lăsând la o parte că aveți sau nu aveți dreptate, aveți, mă rog, diubuile dumneavoastră cu niște coeficienți, noi suntem plafonați. Deci dacă înmulțești cu cât am avut eu știu, 2,83, n-am avut atât, am avut 2 și ceva, cu salariul minim pe economie, nu iau atât, pentru că mă plafonează aleșii locali. Și în continuare a fost discuție și vom avea aceeași problemă. Eu m-am gândit că nici nu vreau să închid, a ajuns să-i spun doamna primar că a plecat la pensie. Acolo, găiți eu? Da. Daria. Poftiți, poftiți acolo. Mergeți acolo. Pentru că noi suntem, asta este altă problemă, lăsând la o parte coeficienții care altceva, noi suntem, domnul Ambrosie, suntem remunerați după... Ne-au împărțit demnitarii noștri în trei categorii, primării de gradul 1, 2 și 3. După numărul populației. Deși legile se aplică la fel și la comune, și la primării, și la primăriile municipiului și toată țara, da? Pe când cei de la municipiu sunt 200-300 cu compartimente, consilieri de tot felul, așa noi suntem câte unul din fiecare, nici mai timp, să citești tot ca să aplici, înțelegeți? Problema gravă la noi, la cei de gradul 1, trebuie să citești aceleași de gradul 3. Sunt aceleași probleme, aceleași legi pe care trebuie să le citești. Nu ai jurici, compartimente, bine stabilite. Salarizarea noi. Și suntem, deci este deosebit de greu. Eu vorbesc cu un coleg de-a meu, ce face acolo? Păi nu știu că de aia se ocupă Floreasca. Dar de aia nu știu că este celălalt. Și tu te ocupi, n-ai temi să ți le pui. Și asta e valabil pentru toate compartimentele. Începem de v-am spus, că are un primar, un salar, cât un educator de la școală, nu am vreo problemă să nu-mi sareți, să nu să în cap, că fac asemenea comparații. Nu mi se pare normal. Mai vrea, că ar fi. Păi da, am înțeles că... La sănătate și la învățământ cresc. Da, vor crește. Deci să... Nu varianta aceea, că primar poate ieși și unul ca bani, știți? Deci lăsăm la o parte cât de profesioniști suntem. Lăsăm la o parte cât suntem de profesioniști. Lăsăm la o parte. Din punct de vedere, deci legea 156, ceea ce privește autoritățile locale, deci nu susțin incompetența. Da. Deci de lăsarea totală. Deci nu poți să pui un om cu vechime 30-40 de ani într-o instituție care îmi plac din pensii, să-l limitezi, cu salariul viceprimar, care viceprimar poate ajunge oricine, oricum și cum știți cum se poate ajunge. Exact. Deci, da. Și atunci e normal că persoanele care e contabil, secretar, care are responsabilitate, deci, nu suntem plafonați la coeficientul, cel puțin la primarului, care are 4 la grad 3, jumătate cât are nu știu care, la salariul vicelui, care poate fi și cu 4 clase, și cu 8 clase. Și pe mine mă mire faptul că deci, autoritățile locale sunt reprezentați prin primari, da? Primarii merg în diverse foruri și asta ar trebui spus și mai departe, pentru că un aparat de specialitate bine plătit lucrează foarte bine. Atunci când ai un aparat de specialitate care nu este plătit suficient, e normal că lasă unul pe altul. Și atunci aici... N-am putea spune la noi că vorbim despre salarii. Nu, noi vorbim despre salarii. Nu, este dureros. Adică undeva treaba nu am putea atinge. Adică nu poți un secretar de comună sau contabil care lucrează cu cifre sau un secretar care are responsabilitate atât de mare. Pentru că vrând nevrând, da, vinde legalitate. Tot ceea ce se mișcă în primărie, răspunde. Și mai ține vreo 5 compartimente. Da, nu vorbim, te vorbim ca idee. Și un contabil care vede sume, peste sume. Atunci tu se dai să limitezi cu salariul viceprimarului, mi se pare absurd, și din dată din școala primarului. Legea veche era cea mai bună, deci erau secretari și contabili care erau mai mult decât primari. Clare, definită. Dar deci cei de la, începând cu primarul și terminând cu ultimul om, gradul 3, este anormal dus așa. Nu, nu-i de acolo, asta e poveste mai veche. Dar aveți și sindicat. La nivel național problema. Fiecare zi mai sus. Păi dar eram bun, un alt interes, că au salarii mari. Bravo, 2 ani. E posibil că erau plafonat la 7-6, deci un zic mai mult. Stăteam aici să mă dea afară de pe prisma primării. Așa trebuie să-mi caut alte surse de muncă, nu? Sunt colegi care lasă primăria în derâdere și îți țin ce părți. Asistența socială faceți cu 2 oameni. Poate ei la municipiu fac cu 50-60 de oameni. Exact. Și
dacă împarți... Exact. Asta tot la fel, Bobov-Doinița are și șef serviciu, SLSU, are și... Eu ce spun, că dacă e fișa fiecare, te uimește ce obligații au. Nici nu te cuprinde, nici nu o realizați. Citiți fișa postului la fiecare, o să ziceți că ceva nu e în regulă. La câte trebuie să ocupești, normal că de aici tot felul de... Trebuie la cele stufoase. Da. Cerințe sunt. Da. De luni avem curtea de conturi prezentă. Poftim? Da, m-am anunțat asta. Deci, simt că am niște juguri. Da, adică azi vei zi, vă gândi vorba de... Deci trebuie să mă duc la medicul de familie, că am niște juguri. Dar nu intrați în medicul de Da, dacă nu mai sunt comentarii, supunem la ultimul proiect. Fim aici. Cine este pentru? Păi la asemenea vești de plafonare chiar sunt și cer, vreau să cer... La diverse, domnule consilier, mai este ceva de spus? Să fiu despăgurită pentru sensul ăsta pe care am. Adică puterea să-mi vărim în bata ăla. Adică puterea să-mi vărim salariile. Așa vă duce că ia până acolo un procent 5, un coeficient. 5? La 5 de bani. Stați! Păi îi bag simt să fie. Așa, domnule. Nu mai vreau să-i mari coeficienți. Da, stați un pic. Nu am zis că mi se pare mare sau mici. Doamna voastră a vrut să compare coeficienții din anii anteriori cu ce este acum, să-și facă o imagine. Da. Îți place cum am îmbrăcat, nu? Dar comparăm tot felul nostru. Aici, mai pui vorbința să schimbi blană. Da, să-mi mor blana pe interior să nu se mai vadă. La diverse, cine mai are ceva dispus? Mă auziți cu Macron, care sunt în procediu, doamna prima. Eram sigur că dacă auziți de curtea, ce cum? Vine tot stoica sau altceva? Numai asta mai lipsea. Vine domnul Rafael? Domnul Rafael. El vine? Cine? Domnul Rafael, bravo. A, o să-i scapă de el. Nu mai e că... Mai la paste. Dar trebuiau să vină anul viitor, de ce se grăbesc așa? Și acum, când avem atâta de închidere de an, curtea de conturi, ne au o tematică la primăririi care am avut probleme de rezolvat. Noi am avut recomandări și vin să verifici implementarea recomandării. Da. Dar la sfârșitul anului, când deja avem... Ei de astăzi prezinți aici. Da. Dacă nu mai este nimic la diverse, mulțumesc domnului consilier pentru prezență.